Haideți că între timp am pregătit toate ingredientele de care avem nevoie. Avem bobițele de la Royal Giant Starter, un lapte praf, apă călduță, un 40 de grade și un blender care îl folosim numai pentru căței. Pentru 7 cățeluși de ciobănesc mioritic folosim o cană, dar asta are 110 până într-o 120 de grame. O cană. Da, o cană obișnuită. El este master și le-am băgat aici, le măcinăm pentru că v-am spus, sunt destul de tari, nu poate să le mănânce. Ei de-abia stau în picioare. Am măcinat bobițele, acum punem niște lapte praf. O punem aici 3-4 măsuri de astea. Cam atât. Ajunge. Bun, acum o să punem apa aici. Avem undeva la 500 de mililitri. Cred că am pus cam mult. Da, e nimic, poate nu e asta. Așa. Îl mixăm aici frumos. Și cam ăsta e shake-ul pentru cățelușii noștri. Biberon. Acum. Avem și un biberon. O să punem toată compoziția asta aici. Umplem sticluța, are 120 de mililitri. Perfect. Ca să poată să iasă compoziția. Mergem jos la ciobăneștii mioritici să vedem cum mănâncă ei laptele ăsta cu bobițe. Eu iau castronele. Nu știu cum se vede aici în adăpostul câinilor, pentru că e un pic cam întuneric. Sper să se vadă. Ia uitați cum s-au aliniat acolo. Vedem cum mănâncă. Hai să încercăm cu... Hai bă, gălăgie! Hai de tu, hai! Hai de aici. Am încercat acum într-o zi să le pun într-o tăviță, s-au băgat acolo cu picioarele, s-au făcut totuna, așa că am trecut la suzetă. E mult mai bine.
uitați-i cum mănâncă. Următor. Hai și tu, gălăgie mică. Bravo. Faci gălăgie și nu știi să pac. Da, nu știu tot să mănânce. Hai mă tu, hai. Ia uitați-l pe ăsta. Tot acolo ești biberon. Ăsta a prins tot biberon. Ia uitați. Oricum știu care au mâncat, îi dăm deoparte. Facem plinul! De ce urle masa? Mă scuriți! Deci și la asta mică? Eu uite. Așa. Păi mă. Se lasă că le dau la pute. Eu dau pe ăsta. Nu, asta, asta mâncă tot. Ăsta știe să trăiască, ia uitați. Băi, dar ție nu mai dau ăsta, am mâncat un biberon și ceva, nu-i mai dau. Dă-l jos. Dă-mi ăsta. Știu tot să mănânce da, bine, dar... Da, o să se obișnuiască. Ceva le intră lor la burtică acum. Ca la copii, mișcare face gălăgie, suzeta în gură. Iar a venit de la biberon. Gata, că a prins aer. Nu mai e. Nu mai e. Gata. Asta a fost tot. Dar n-am terminat. Acum v-am spus că ți-au făcut 3 săptămâni și vreau să vedem câte kilograme are un cățel ăsta. Am pornit cântarul și să luăm un dolofan. Și să luăm un dolofan. Ia să vedem. 3 kg și 160. Stai bă aici. 3 kg. Bravo, așa. Ia să mai luăm un dolofan. Hai să mai luăm un dolofan. 00. Așa. 2,8 kg este o femelă, 2,9 kg aproape. Și cel mai mic? Și să luăm unul cel mai mic. O fetiță, cea mai mică. Cea mai mică. Asta este care are numai puțin. Dăm asta la 0. Bun. 2,2 kg. O fetiță. O fetiță. Cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like și ne vedem pe rubrica de comentarii acolo. Ce părere aveți despre evoluția cățeilor? Cum vi se par la 3 săptămâni ca și kilograme?